legea adopțiilor a fost simplificată. Actul normativ prevede că autoritățile nu mai trebuie să întrebe rudele de până la gradul 4 dacă vor copilul. Cine adoptă copii mai mari de 7 ani sau care au grad de handicap accentuat ori grav, infectat cu HIV sau bolnav de SIDA, ori care face parte dintr-un grup de cel puțin 3 frați adoptabili împreună, va primi 900 de lei pe lună. În plus, cei care adoptă beneficiază pentru fiecare copil de o sumă fixă de 1500 de lei pe an pentru asigurarea unor servicii de recuperare sau reabilitare medicale. De asemenea, a fost majorată durata de valabilitate a atestatului de persoană sau familie aptă să adopte de la 2 la 5 ani. Primăria municipiului Constanța montează limitatoare de viteză. Astfel se urmărește prevenirea accidentelor rutiere care au loc pe trecerile de pietoni situate în apropierea unităților de învățământ. În timpul lucrărilor, circulația va fi blocată pe câte un sens de mers, iar conducătorii auto sunt rugați să manifeste atenție sporită, să respecte regulile de circulație și să nu staționeze autovehiculele în zona în care se efectuează lucrări. Românii care se întorc în țară vor primi finanțare pentru a-și putea deschide o afacere. Valoarea va fi de până la 40.000 de euro și se va realiza printr-un program special dedicat diasporei. Aceștia vor beneficia de consiliere în domeniul afacerii pe care intenționează să o dezvolte, iar cele mai multe inițiative sunt în domeniul IT, servicii auto și restaurante. În prezent, 60 de români care trăiesc în Marea Britanie, Spania sau Italia vor primi bani ca să deschidă firme în țară.